Salut! Nu mă puneți pe Facebook, nu mă puneți acolo și pe social media. Astăzi vreau să vorbim un pic despre nou Silpac. Nou pentru noi, produsul este relativ vechi în gamă. Dar va înlocui Silly Gasket pentru o perioadă. Diferența o face Silpac, este la 100 ml versus Silly Gasket 2. Ba mai mult decât atâta, Silpac merge între -55 și 260 de grade Celsius cu intermitențe la 280. Da? Ca și produs și aplicații sunt similare pentru a-l folosi la tot ce înseamnă garnituri pentru băi de ulei, pentru cutii de viteze și pentru peste tot unde am nevoie de un produs RTV, Room Temperature Vulcanizing. Ca și demonstrație, nu se schimbă nimica, diferența, doar atâta vreau să vedeți, nu are levier de aplicare, ci pentru a-l pentru a aplica produsul trebuie înclinat un pic. O să trebuiască să-i tai și vârful. Așa. El trebuie doar înclinat și ținut pe suprafață, iese singur. La fel ca și Silly Gasket, este un produs care nu conține bule de aer. Indiferent cât o să fac cu el chestia asta, nu o să-mi formeze granule și bule de aer. Ba mai mult decât atâta, pot să-l aplic pe suprafețe care nu sunt 100% curate, uscate sau degresate. Aici, pe o bucată de sticlă, aplic un pic de white grease, încât să simulez o suprafață care nu e bine curată, uscată sau degresată. După care iau Silpac Silly Gasket și îl aplic cu capul în jos, încât să se vadă că face priză pe suprafețe care nu sunt 100% uscate, curate sau degresate. Suplimentar, este un produs pe care dacă vreau să-l aplic pe suprafețe umede, am o suprafață umedă pe care vreau să o etanșez. Etanș. Același lucru. Putem să-l facem inclusiv cu opa, opa, unde i-am dat? Da? În cazul în care vreau să duc un pic demonstrația la extrem, pot să-l aplic și prin apă, fără probleme, încât el se etanșeze. El se usucă în apă, se usucă în condiții de umiditate, în condiții de ulei, vaselină și așa mai departe și etanșează tot ce înseamnă băi de ulei, cutii de viteze, motoare, acolo unde este necesar. Mai mult decât atâta, ziceam că nu formează bule de aer și nu granulează. E greu extrudabil, asta înseamnă că este foarte flexibil. Cum se numește românește? Elongation and break, zice în fișa tehnică, adică flexibilitatea lui este de 600%. Pe dintr-un cordon de Silly Gasket, îl întind de 6 ori până când el să se rupă. Asta îi dă o flexibilitate foarte mare și mă ajută cu, în momentul în care pun silicon pe etanșant pe o baie de ulei, surplusul pe partea exterioară o pot șterge cu degetul, dar pe partea interioară a băii de ulei, ce rămâne, în cazul în care rămâne, este foarte, foarte flexibil și nu se rupe încât să-mi ajungă să-mi înfunde partea de lubrifiere a motorului. În al doilea filmuleț sau în partea a doua o să vin și cu mostre, ca să vedeți exact mostrele, ele sunt similare cu cele de la Silly Gasket. Deci nu se schimbă nimic, teoretic doar ambalajul vine la 100 de ml, ceea ce e de multe ori avantajos pentru client, pentru că cumpăr unul, îl folosesc și îl facturează mai departe către client și mult mai ușor de utilizat decât ăsta mare de multe ori. Da? Ok, mersi! Salut! Astea sunt mostrele pentru Silly Gasket și pentru Silly Gasket și Silpac.
În momentul în care îmi fac mostre, eu iau așa o hârtie, pop, pop. Asta este, stai să prind aici să se vadă, asta înseamnă silly gasket, ca și elasticitate. Fișa tehnică zice că are o elasticitate de 600%. În mod normal, încă mai trebuia să se usuce puțin, el nu formează bule de aer, stai să mă pun așa, nu formează bule de aer și nu granulează. Asta este seal pack, care are exact aceleași proprietăți. Se vede? Așa. Și nu formează bule de aer și nu granulează. O altă mostră pe care îmi place mie să o fac totdeauna, între două cărți de vizită pe care am dat white grease înainte, îmi fac așa un ban de ăsta, acum care cum. Ca să se vadă că pot să reproduc o garnitură în cazul în care îmi lipsește o garnitură specifică la o mașină mai veche. Las silly gasket la întărit între două bucăți de ce vreau eu date cu vaselina și când le dezlipesc am chestia asta și asta este pentru silly. Asta e seal pack, varianta nouă la silly gasket și ăsta cred că trebuia să pun mai mult white grease, că și prin vaselină prinde. Așa arată, să vedem înăuntru. Nu formează bule de aer și nu granulează. Da? Deci produsele Silly Gasket cu Seal Pack sunt room temperature Vulcanizing Silicone. RTV.